Bună ziua, stimați concetățeni! Bine ați venit în Piața Mare Adunării Naționale pentru a vă demonstra atitudinea față de această oligarhie criminală care trebuie să plece. De procedură! De procedură! Acești indivizi încearcă să ne numere pe la televiziunile lor pe care eu le numesc zoinițe. Bacă suntem atâția, bacă suntem atâția. Să le lămurim odată și pentru totdeauna cât suntem noi în inima Moldovei. Noi suntem 4 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv cei plecați peste hotare, alungați de această clică de bandiți. 4 milioane de oameni, minus 100 de călăi, minus 100 de membri ai huntei lor care au instituit-o aici. Și acești polițiști trebuie nu să ne păzească pe noi de ei, pe ei să-i păzească de noi. Pentru că dacă nu vor da curs revendicărilor noastre din 6 septembrie, dacă acest lucru nu se va întâmpla foarte curând, atunci acești criminali nu vor mai putea fi apărați de nimeni. Să nu dea Dumnezeu cel Sfânt să vrem noi sânge, nu pământ! Da, poporul nostru este pașnic și răbdător, dar toate aceste lucruri au o limită. Noi nu putem să cheltuim banii fiecare dintre dumneavoastră să veniți aici să faceți turism protestatar, pentru că acești călăți nu știu a număra. Ei nu știu a număra milioane de cetățeni, ei știu a număra miliarde furate de la fiecare dintre noi. Acum o problemă de fond. Noi vom reitera astăzi, pentru că am avut ședința Consiliului Marii Adunări Naționale, și vom reitera un lucru esențial. Noi nu facem troc cu bandiții, noi nu facem troc cu criminalii, noi nu negociem cu ei demnitatea și onoarea poporului nostru. Noi le spunem foarte clar, astăzi poporul Republicii Moldova le acordă vot de blam. Asta înseamnă că noi nu avem încredere în ei și trebuie să plece. Înainte de a pleca, sugerăm președintelui Timofti să inițieze toate procedurile legale pentru a demite acest guvern corupt, după care va pleca și el după el foarte repede, ca titirezul vârtindu-se. Noi nu mai putem accepta această conducere. Noi vrem și vom propune ca Republica Moldova, până alegerile anticipate, să fie condusă de un guvern al încrederii populare, care va fi ales în mod transparent, în baza criteriului de integritate și profesionalism. Un guvern al dumneavoastră, în care se vor regăsi cei mai demni fii ai acestui pământ, acei care au rămas cu demnitate, acei care vă reprezintă interesele, pentru că ei, la ora actuală, sunt ilegali. Ei sunt uzurpatorii puterii de stat. Ei, pentru această crimă care este considerată de Constituție cea mai mare crimă împotriva poporului, vor trebui să răspundă în mod penal și vor trebui să stea la pușcărie. Da, da, la pușcărie, la pușcărie, la pușcărie! La pușcărie, la pușcărie! Da, 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 noi cerem rezolvarea, plecarea lor în integru, să plece cu toții și să facem acest guvern. Însă noi înțelegem foarte bine că mai departe trebuie să acționăm toți împreună, uniți. Noi vom propune împreună cu dumneavoastră ca la alegerile anticipate, care vor avea loc probabil în primăvara anului următor, așa cerem noi împreună cu dumneavoastră, să venim cu o forță alternativă politică, o mișcare a poporului la care tot dumneavoastră să contribuiți, inclusiv din fiecare raion, către un reprezentant al dumneavoastră, care să stea primii pe listă. Nu noi! Eu nu vreau să candidez. Pe mine nu mă interesează puterea. Eu vreau ca această putere să fie preluată de poporul meu, de oamenii mei, de cetățenii mei. Acum
câteva cuvinte despre crimele pe care le-au comis acești indivizi. Miliardele furate, uzurparea puterii de stat, capturarea justiției, a procuraturii, a CNI-ului, a instanțelor de judecată. Toate slujile lor vor trebui să răspundă în fața poporului. Le-am propus ca sâmbătă trecut, ieri, adică să facă o ședință extraordinară a Parlamentului și una a Guvernului prin care să-l demită pe sluga lui Plahotniuc Gurin, sluga lui Plahotniuc Chetraru, sluga lui Plahotniuc Poale Lungi și așa mai departe. Nu au dat curs cererilor noastre, au refuzat să facă acest lucru, pentru că ei toți sunt într-o oală, ei sunt de o baie, cum zice poporul. Ei împreună au furat miliardele, împreună cu Șor, pe Șor l-au făcut primar de Orhei. Ei au umblat pe acolo cu autobuzele și au cărat oamenii la vot. Deci ei sunt vinovați. Ne întreba Ghimpu de ce nu vorbim de Șor. Iată, noi vorbim și despre Șor, dar să știi, Ghimpule, că marei hoți, marei beneficiari ai miliardelor sunt Plahotniuc și Filat. Și tu te-ai lins pe bot cu banii poporului. Și Dodon s-a lins pe bot cu banii poporului. Și Voronin a băgat labele în biserie statului. Prin urmare, voi toți vor trebui să stați la pușcărie judecați de o instanță liberă și independentă. Și alături de voi va trebui să știe, să fie și acest bandit Șor prin intermediul căruia s-au furat banii. Iată că acum ei nu mai vor nimic, nu mai vor să investigheze nimic. De aceea, pentru că noi le-am propus ca toate aceste revendicări ale dumneavoastră să fie etapizate, să curățăm sistemul, să dăm afară slujile care au fost complici la furtul miliardelor, la capturarea statului, la uzurparea puterii în stat, prin urmare, și ei nu mai vor să facă acest lucru, îl vom face noi, după ce vom schimba această putere coruptă. Președintele, președinția și guvernul. Va veni o forță nouă, forța poporului, a dumneavoastră, și ei toți vor fi judecați de un tribunal al poporului, astfel încât nimeni și niciodată să nu mai bage mâna în buzunarele dumneavoastră ale cetățenilor. Vă mulțumim! Care le